Cristi este cu noi pe film. Da, bună dimineața! Greții pe linile de transport în comun. Bună dimineața! Bună dimineața, de la Neața deranjăm! Bună dimineața! Salut, Cristi! Uite, există câteva posibilități. Soția, iubita, un prieten sau tu ne-ați scris. Bă, vine ziua mea pe 21. Ok. Sau 22, dacă e. Sau 22. E 22 azi? Doar dacă s-a modificat ceva între timp. Da, eu, din câte știu, de 38 de ani a rămas pe 22. E de ieri. Și atunci cine crezi că ne-a scris să te sunăm de ziua ta? Singura persoană cred că ar fi soția. Bun. Știe că suntem fani. Da, ești de la noi, de la, uite, la Casa Baraj, la Văliu. Fai, te știu, gardul ăsta. Ești din Banat, Timișoara, Reșița, Arad. Arad. Bravo. Din Arad, mamă, de la lua mistrețul de aici și până jos. Păi uite, Cristi Caritea, dacă azi e ziua ta și nu ne mințiți că e chiar 22, sigur este. Noi am sunat să spunem la mulți ani, mai ales din partea soției. Mulțumesc frumos. Mulțumesc. Văd că sunteți chiar oameni. Mi-a făcut ziua mai frumoasă. Sunteți oameni de afară, adică voi stați afară, vă place afară. Da, ia aer curat. O poză n-aveți voi în casă. Nu e frumos la noi în casă, e mai fain afară. Bravo. Dacă ar fi să ne faci o recomandare nouă și celor din partea asta de țară, să vedem ceva sau să vedem ceva în vestul țării, unde ne-ai trimite prima oară? Powder. Depinde ce doriți să vedeți. Uite, vrem să avem o poză cu tine pe un vârf de munte cu zăpadă neatins. Bun, atunci la schi. Cel mai aproape ar fi Iasna de aici. Puteți pleca repede la un schi în Iasna. Iasna. No, bun, o scotăm pe hartă că n-am prins. Unde? Noi mai departe de Purtea Idioți n-am trecut la Semenic Bănescu, știi că... Sau zone de enduro, destule. Mă gândesc că Dani știe. Nu mai avem voie să zicem că na, ne dăm și noi puș acum. Cristi, dacă ar fi să-ți spui o dorință acum și să te verificăm peste un an fix pe 22, dacă s-a împlinit, care ar fi aceea? Da. Dacă o spun, se mai îndeplinește? Sigur, sigur. Dar trebuie să sufli în telefon. Să mă sunați să fiu pe pârtie atunci. Anul viitor. Bun. Pentru că anul ăsta cea minte nu m-a lăsat. Cât are? Un an și două luni. Nu mergi nici la anul. dar spune Dănuț care e. Peste 2 ani o să fie... Wow. Ne bucurăm. Peste 2 ani mergem toți 3. Cât, în procente, cât s-a redus ieșala de când cu copilul? În procente. Nu. Mergem și la întrebarea următoare, dacă vreți, și eu sunt ok. Stai că pe mine mă întreba. S-a mai tăiat. Cât să se taie? 10%? 20-30%. 30% până în 80%. Cristi, de cât timp ești căsătorit? Ai 38? De cât timp ești căsătorit? Trebuie să întreb soția. Da, păi la power couple... 6 ani, ceva de genul. Deci nici nu te-ai căsătorit de vreme. Mie mi se întâmpla când eram la enduro, că mă înțelegi. Sâmbăta, după amiaza, după tură, eu eram plecat de vineri, mă enervau bărbații din jur care ziceau: bă, hai să împachetăm că i-am promis nevastă mea că duminică stă acasă. Eram așa. Da. Bă, ia stai să nu întreb pe nimeni, la telefonul, dacă trebuie să fie acasă. Nu trebuie să fie acasă. Mă duc să mă dau mâine cu alții, aia care n-aveau voie. Și acum? Și acum e tot așa, numai că invers. Pentru că ăștia, bagajul făcut. Ăștia au copii mari și deja unii-s divorțați, că e la modă. Și eu sunt așa: băi, ce-ar fi să nu mai oprim să mâncăm ciorba aia? Las că mâncăm pe drum stixuri, e ok. O să vezi tu cum e. Te salutăm, Cristi, piesa asta e pentru tine și mai pentru tine. La mulți ani!